În Turcia, un bărbat a alungat un rechin de pe o plajă aglomerată, lovindu-l cu un mop în cap. Creatura a fost filmată înotând către o plajă plină de copii. Turiștii și localnicii care se aflau în apă mică la mal s-au temut că sunt atacați de un rechin în momentul în care au văzut o aripioară închisă la culoare care le dădea târcoale. Unii pot fi văzuți în timp ce arată cu degetul înspre creatură, în timp ce alții înoată în direcția opusă. Unul dintre înotători însă poate fi zărit apropiindu-se de rechin și lovindu-l pe acesta cu un mop în cap pentru a-l alunga. După câteva lovituri, creatura pare să se îndepărteze de mal. Peștele care a fost văzut pe plaja publică și despre care s-a crezut că este un rechin era de fapt un zărgan, adică un țipar de mare. Conform experților, este o ființă inofensivă, de aceea nu este nevoie să luați cu dumneavoastră un mop când intrați în apă să faceți o baie. Incidentul vine după ce câteva plaje de pe coasta Egiptului au fost închise pentru că două femei, o româncă și o austriacă, au fost ucise de rechini.